Ce avem noi aici? Dă-mi, te rog, prosopul. Oameni buni, priviți. Priviți ce vă minunați, plăcintă în țest. Doi strop de ulei. E prosopul ăla. N-are nimic. Vezi că fac eu. Îi dăm o pană de grisca. Întindem bine pe suprafață. Priviți ceva minunat. Să produce un fenomen extraordinar. Rămâne umezeala sub capac, se face uniformă, nu se uscă. Capacul e important să fie foarte, foarte încins. Asta e plăcinta la mama Doina. Deci cu așa ceva nu vă întâlniți. Brânză, colie de ceapă și mărar. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Despre ce vorbim? Rețeta clasică. Făină, lapte, ou, ulei, sare, drojdie și cam atât. Facem o... Punem capacul pe foc, să stea capacul încins. Lăsăm un pic. Mâncare bună să face cu răbdare. Nu există bunătate de plăcintă mai mare ca asta. Bunăciune de-a bine. O jumătate de minut, nu mai mult. De niște degete de aur aici, mâini de aur. Făcute fără săcitori, fără doi strop de ulei. Uite aici compoziția de brânză, brânză de oaie, originală de la Trestia. Apropo de Trestia din Sălaj, acolo nu a ajuns comunismul niciodată cu ceapeurile. Da, priviți, oameni buni, uitați aici. Asta e plăcinta adevărată. Dacă mai aveți ceva de comentat, vă rog să-mi scrieți, bine? Hai. Plăcinta înainte, aluatul înainte, frământat, palinat, 150 de grame. Vă mulțumesc și vă iubesc. Pa!